Este momentul pentru a acționa. Vremea rea, dar și problemele legate de izolarea în case îi țin pe mulți oameni neajutorați în locuințe, iar unorale este pur și simplu imposibil să-și cumpere strictul necesar. Tocmai de aceea, mai multe ONG-uri din Valea Jiului se adună în aceste zile pentru a pregăti un plan de intervenție rapidă. Deja sunt date publicității primele numere la care puteți suna. Felicia Andrioni, cadru universitar din Petroșani, dar și președinta unei organizații din zonă, cheamă ONG-urile să ia decizii comune, așa încât acum, când oamenii au nevoie, să poată fi ajutați. Da, ne-am gândit în momentul în care au fost primele cazuri, au fost câteva discuții preliminare ce se va întâmpla dacă se va amplifica acest fenomen. Gândim acum la o variantă de acțiune în situații de urgență și astăzi câțiva asistenți social înscriși în Colegiul Național Asistenților Sociale, în filiala Hunedoara, prin intermediul Asociației Mai Caprecist am dorit să inițiem câteva acțiuni de sustenabilitate socială pe bază de voluntariat la domiciliul persoanelor vârstnice care nu pot să se deplaseze pentru a-și aduce alimentele la domiciliu. Au gândit un plan de acțiune și astfel toți cei care vor să se implice sunt bineveniți. Pot veni în sprijinul acestor oameni de la ONG-uri, de la oameni de afaceri sau tineri voluntari, care să poată merge măcar o dată pe săptămână să facă acest serviciu. Planul de acțiune trebuie gândit astăzi, deci nu mâine, deci este un moment important, respectând, desigur, normele de prevenție și în colaborare cu alte instituții care vor dori să se implici, de, implice, dar și cu agenți economici care ar dori să doneze o parte de alimente care să fie tuse la domiciliu, lăsate în fața ușii la persoanele care nu au posibilitatea să iasă. Cei care au nevoie și care vor să se implice ca și cei care au nevoie de ajutor pot să o contacteze pe Felicia Andrioni pe site-urile de socializare, dar și să sune la numărul de telefon 0783 106 075.